Aș vrea să cântăm o cântare compusă de un misionar norvegian cu foarte mulți ani în urmă, în Africa. O cântam foarte des în Norvegia, fie că o făceam împreună cu biserica de acolo, o biserică micuță, fie că ne adunam acasă, chiar cu vecini, cântam cântarea aceasta și prin harul Domnului am reușit să o traduc de mult, mi-am dorit și în română și am vrea să o cântăm împreună. Și vorbește despre faptul că numele acesta al Domnului Iisus rămâne peste veacuri neînvins. Multe atacuri au fost și sunt la adresa numelui Său și domnitorii pământului și puterile pământului se adună și fac planuri împotriva acestui nume, dar Dumnezeu face ca numele Său să dăinuie peste veacuri, un nume în care se merită să ne punem încrederea și la refugiul căruia să ne găsim scăpare. Numele Iisus rămâne peste timpuri neînvins. Numele Iisus e veșnic, niciodată n-a fițit. Noaptea neagră de cristal.
nimeni nu o poate da. Amin, slavă Domnului.